Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. În vizita la socrii. Așa. Ce figurine frumoase. Mie iepurașul îmi place cel mai mult. Iepurașul e foarte frumos. Uite ce frumos e iepurașul ăsta. Nu te stresa, că îi duc acolo. Mulți, dar ei vreau... Și duc cu găleata. Nu, nu, că e grei. S-ar rămâne, a? Nu, să spargi găleata aia. Să spargi găleata aia. Bine, am observat că mi-e murdară camera. Am șters-o un pic. Crizanteme galbene. Da. A avut varză, văd că s-a mănâncă puișorii. Păi ce frumoasă e găina aia. Haide, haide să te filmez. Haide, haide. Frumusețe. Așa, îți lăsați acum în grădină toamna. Îți lăsați în grădină. Și le place să scurme. Îmi place tare mult livada asta așa aici. Foarte frumos arată. Le-a făcut topogan, deci? Le-a făcut topogan la pui? Dar mi-a zis cineva în comentarii ce-i bine să le dai, dar nu mai mi-aduc aminte, numai dacă mă uit pe filmulețul vechi, mi-a zis cineva ce să le dăm. Nu știu, sunt cum e ăla mie, așa mai sunt vreo trei puicuță. Dar păi, nu uite ce câte zi mișa, pentru că ce-i să ai... Dar mi-a zis cineva în comentarii ce să le dați, dar nu mai știu. Dar-s foarte, de când o să... Pui... Din mai. Uite câte zi de geamă. Lăsați că le aduce Dan. Asta e, da. Dar poți să le lăsa acolo, că îi ducem noi cu găleata, așa, ce, 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 să le vrem mie. Ai zis să se bat cu găleata. Faci băiță? Hai să te filmez mai de aproape. N-ai bine ce ai făcut? O ușier aici. Cum îl cheamă pe câine? Câine? Cum îl cheamă, mă? Am uitat, ce nume i-a pus Luca? Câine? Îl cheamă câine? Sire. Sire. Adică sire. Pe vremuri, sire. Da, da. Eu văd că mă latri, dar văd că dai din codă. Da, da, am înțeles. Hai aici și povestește. Hai aici și povestește. Și îi sortați? Ăsta, da. Că păi eu alea micuță le-am făcut cu mașina aia de... De desfăcat. Bine, și cu astea? Și ăsta care e mai micuț îl pui deoparte și e desfăcat mult la găini. Aha.
Zicea mama că e bine să puneți ceva între, să nu le atace nici șoareci și nici... Dar ce se pune la șoareci ca să nu se bage șoareci? Dar ci că este ceva ce se pune între mălai sau pe fundul coșteiului ca să nu vină dăunătorii. Eu de stropi, l-am stropi. Da, da, zice că aia e, nu le place și ea lungă. L-am stropi înainte de a pune. Aha. Am făcut soluție din aia și l-am stropit tot. No, păi acum și am auzit și eu de la alții. Da, păi acum... Așa zicem și noi. Lasă-mă, puiule, că știu eu cum fac. Numai că aici mie îmi trebuie o scândură, că aia la altă e prea mare, știi, să o pui. Și atunci nu mai pot. Și după aia cum o să goliți acolo înăuntru? Pe unde? Aici este ușa, așa goliți, dar cum mai puneți în coștei? Acolo nu-i puneam înainte. Așa nu-i punem. Pe aici nu-i așa, nu-i că te pui încolo și numai ultima dată pui aici. Aha. Dar poate pe acolo nu-i punea când era mult. Când aveam încă no, o cam unde o, o lădiță? Apoi. Îi pui aici. Ia să încă mai sunt de aduși. Gata? Am închis mașina. Apoi aranjăm noi banchetele alea. Am zis că o să aranjăm banchetele alea când ajungem acasă sau mâine. N-am știut că m-am căsătorit cu Bruce Lee. Nu știu că m-am căsătorit cu Bruce Lee. Cu Rambo? Așa a zis, cu Rambo. Am adus tămălaiul aici. Am făcut un schimb oare. Lemne de foc pentru mălai. Îmi place aici. Las o crinogradă. De-ai câine să latre? Știi cum îl cheamă? Știi cum îl cheamă? Să nu pe gardul, îi dai mâncare bine. Mâncă bine, așa e? Da. Te-ai vrea să te joci, așa-i? Te-ai vrea să te joci. Zi, ai vrea să te joci? Spune. Bine, bine, bine. Vrei să te joci? Vrei să te joci? Bun, vrei să te joci? Da? Da? Ai loc destul de mare și frumos aici. Da. Da, 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 da. Spune, spune, spune. Da, da, da. Mă miroși? Și? Îți pe placul tău? Nu mă mai latri, zi, nu mă mai latri, zi. Zi. Și la găinuțele-i frică. Ești antrenat. Ești antrenat? Da. Să mă cum vii cu sacul ăla la altul, te filmezi. Păi nu mai am, nu mai am așa greu, ăla fost mai greu, ăla sunt mai mici. Păi mai jos tot așa.
Aici. La trupele speciale acum faci antrenament. Am pus că s-au fost puii ca să nu fie urzul la ei. Da, da. Păi dar deja s-a antrenat deja. Așa-s mai mici. Hai să vedem. Am trecut testul, nu? Ai trecut testul. Ai crezut că nu i-a dus? De cine crezi că i-a duce? Păi tu. Ar fi frumos să pot să-i aduc eu. Să nu e plasa cu tine. Deci ăsta e ultimul din transportul ăsta. Da. Bun. Păi trei sfert am pus. Da, trei sfert. Așa. Vreau că nu vă poate ajuta nimeni acolo, că nu cap doi. Nu. Nu vii rece. Ați ieșit numai așa afară. Numai ăștia ai pui, nu mai pui mai mulți. Că restul îi lăs așa. Și apoi când... Ăsta ce ăștia cred că poți să-i pui una într-alta așa. Cred că apoi ți-l dau și ăsta mie. Îs fain, eu zic că s-a făcut foarte frumos. Fain, puțin sunt care sunt mai micuți. La mine spui lăzile alea care sunt acolo, nitri lăz din alea mari, mari și vreo 5 sau 6 mici, tot au fost numai de aia mici, mici. Uh-huh. N-am putut nici să-i țău mână să-i despac. Și apoi am băgat o mașină. Aveți mașină? E. Ai bine. Așa nea erau mici, așa nea, de nu puteam să-i țău mână. Dar am văzut că unde au fost puși mai des, așa, așa s-au făcut și la noi. La mine așa cu și unde au fost rău și unde au fost, tot așa fost. Nu știu ce malaiu sărăcii au fost. Nu, păi poate contează și de teren, nu neapărat de malai. Poate malaiul ar fi fost bun, dar poate a fost mai secetos aici. Și de cum îl lucră. Și, dar poate că cei mai secetoși la noi e destul de umed, ați văzut că e ce ude acolo. Râd să face mai bine acolo, la voi un fel de râd. Și s-au făcut foarte bine. L-ai mângâiat? Da. Și eu, numai așa de pângar l-am mângâiat. Da. Vezi că deci nu am amendat după Tantiorica că are metri pătrați cât trebuie. Da? Da. Vreau să se joace cu mine. Mă provoacă la jocă. Da, îi plac jucăriile. Bun. Ai o culoare interesantă, foarte faină. Ce faină e? Da, e foarte fain. E foarte interesantă. Da. Ăsta era micuț care le stăteam ticioare, când împiedicam de el. Ticioarele noastre era tot. Da, când eram mic nu puteam face doi pași, că era acolo unde trebuia să pășim noi. Da, am văzut. Bun. Nu, mai trebuie să facem un transport. Ăsta e... Ăsta e la mea mască. O vorbi cu tine, plop. Să vie să-l taie. Plop. Plop. Am vrut că nu. Plop, că e la mea casă.
Carpăn? Vedem, pot băga găinii, de stați care va aici, nu ea. Unde? Acolo, nu după ce. Stau, acolo, nu la acolo, stai să stai. Și unde să stau ca să vă ajut? Mai jos acolo. Da. Și să nu fug acolo nici. Ne, acolo ni a us. No, de acolo le dau afară și de acolo nu. Da, da, uite-te aici, ni a us. Să coboare jos. Să reușim să-i băgăm pui înapoi. Mică, dacă se bagă aici, după aia greu îi scoți, știi? Nu. Bun. Hai că i-am localizat un pic, dar dacă plec aici se bagă după și nu mai pot. Eu aici stau nemișcată. Da, sunt câțiva. Haideți acasă la culcare, că e târziu. Dacă nu, un laboș cu voi. Care vreți în laboș? Care vreți în laboș? Hai, ce frumos ești. Vrea în laboș. Nu, ca dacă ar fi ca ăla mi-e alb, nu-i măcar. Dar mă uite ce cer. Da. Ce am răzut. Nu, i-am dus la Mihaela să vadă să ia aici. Bun. Nu. Gata. Gata, s-a închis. Bun. Da, e închis. Nu. Nu, am făcut și operațiunea asta. E făcută. Și sperăm și la vizualizări. Ela. Da, da. Da, acolo e topogan la pui. Aici au fost pui și apoi ne-au adus doi paleți, ca am zis că să avem când tăiem porcul. Și apoi i-au băgat acolo și să nu-i ploie, că acolo este un pic de acoperiș. Da, da. Și ce au fost pui? Aici am ținut pui cât au fost mici. Atât de fain au fost și s-au făcut așa de fain și am nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Bun. Da, ceva au pățit. O seară minunată și binecuvântată. La revedere!